Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. 8:10 Republica Fantastică România la Europa FM. România este nu doar fantastică, e și misterioasă, uneori miraculoasă. Au loc aici fenomene nemai întâlnite în alte țări civilizate, de pildă dispariții. 10 tiruri rusești pline cu țigări în valoare de 30 de milioane de euro au dispărut în România în 2020. Și nu s-a stârnit niciun incident diplomatic. M-aș fi așteptat, îți dai seama, Kremlinul să reacționeze imediat. Unde ne sunt tirurile? Practic, triunghiul Bermudelor s-a mutat în România, în punctele... Pe la Ungheni. Da, nu, Constanța, București, Albița. Ăsta este Albița? Da. Noul triunghi al Bermudelor. Și mai curios este că n-au dispărut toate deodată, ci rând pe rând. Deci n-au învățat nimic unele de la celelalte. Știi, n-a ajuns unul... Măcar să se fi prins și ceilalți. Colegii! Bă, nu e bine. Hai, ce facem? Da. Începând cu luna aprilie, anul trecut și până în august, mai întâi a dispărut unul și după care ritmul s-a intensificat. Au început să dispare câte două pe lună. Ca în bancul ăla, unde sunt tirurile? Unul s-a stricat, nouă s-a pierdut, șeful. Fiecare dintre aceste tiruri dispărute transporta între 10 și 20 de tone de țigări. Toate au venit din Rusia, au fost înregistrate la intrarea pe cale navală în România, probabil că le-au dus cu șlepul în portul Constanța. Adică ele au intrat în spațiul Uniunii Europene și în acte urmau să ajungă în Republica Moldova, prin Vama Albița. Mă înțelegi? Deci au făcut, care, cum ar veni, un ocol. Cum ne-am duce noi la mici în obor, pe la Crângași. Cam așa ar fi. S-a întâmplat. Da, Vama Albița este în Vaslui. Acolo trebuia făcută și vămuirea la ieșirea din spațiul Uniunii Europene, nu la intrare, mă rog, e o particularitate legală, da, pe care, sincer, eu nu înțeleg, dar așa este. Adică, în astfel de situații, se face vămuirea la ieșire. Nu știu de ce, dar camioanele nu au mai trecut nicio frontieră și nicio vamă, cel puțin un acte, că fizic, unul dintre camioane a fost identificat recent în Chișinău, unde era evident gol. Deci, practic, un soi de experimentul Philadelphia, acum este experimentul Albița. Mă înțelegi? El s-a dematerializat în România și s-a rematerializat la Chișinău, însă fără încărcătură. Puh, ce să vezi, ce tare! Autoritățile din România sunt totalmente mute cu privire la acest caz, care a fost documentat de Europa Liberă. Deci, cum vă zic, experimentul Philadelphia, nici acolo nu vor să zică nimic. Da, spun că rușii au descoperit teleportarea. Teleportarea. Da, pentru tiruri. Direcția Generală a Vămilor, ANAF, Ministerul de Finanțe, nimeni nu vorbește despre afacerea asta incredibilă. Interesant că anul trecut ministrul al Finanțelor era Florin Câțu. Dacă ați uitat, actualul premier al României, Europa Liberă l-a întrebat și pe el dacă a fost anunțat în perioada aprilie 2021, despre dispariția mai multor tiruri cu țigări într-un posibil caz de contrabandă. Florin Câțu n-a oferit niciun fel de răspuns. Cum n-a oferit nici ceilalți foștii șefi de la ANAF, de la Direcția Vămilor, nimeni n-a dat niciun răspuns. Nu vorbește nimeni despre asta. Și reporterii întreabă cum e totuși posibil să dispară 10 tiruri cu țigări 5 luni la rând, 30 de milioane de euro. Și aiurea. Nu s-a... Bun, dar tirurile astea, până la urmă, doar au tranzitat România, adică ei n-aveau treabă cu noi. Știe, n-avem nicio treabă. Zici că au intrat și s-au dus să se duceau la Albița. Dar ele trebuiau vămuite. Ele trebuiau vămuite, trebuiau încasate accize, trebuia făcut ce trebuia făcut pe ele, înțelegi? Adevărul că mai bine nu te baci. Sunt țigările rușilor, le duceau în Moldova. Da. În luna martie, uite, citez. Din anchetă. Șeful Direcției Vamale... Cum s-a aflat? Că asta e întrebarea. Bă, cum s-au prins? Șeful Direcției Vamale Regionale Iași, domnul Dănuț Bologan, care are în subordine și biroul Vamal Albița, a observat dispariția tirurilor cu țigări și a început verificările în propria instituție. Deci ăsta e, uite, un om cinstit. Din datele primite de la Vama Albița, CNAIR, Poliția de Frontieră, a reieșit că nu sunt date care să localizeze tirurile. Și nici nu au precizat dacă au ieșit din țară. Practic au dispărut în Albița, a transmis o sursă din Vama implicată în ancheta asta internă. Și mai frumos, o sursă din Vama Albița a explicat pentru site-ul Europa Liberă că în luna în care au început să dispară tirurile cu țigări, prin Vama Albița a mai trecut, apare nedetectat de partea română, un transport interesant. O geantă cu bani cu 1,6 milioane de euro. Și este film aici, suntem în film. Geanta a fost descoperită de lucrătorii vamali din Republica Moldova, dacă vă puteți imagina. Deci România, vame și români, Uniunea Europeană, vrem în Schengen, 10 tiruri fac contrabandă,
În schimb, vamei și din Republica Moldova găsesc geanta cu bani, 1,6 milioane de euro. Ei n-au fost avertizați. Controlele astea se fac prin sondaje. Prin sondaj. Pe schemă. Prin sondaj. Fii atent. Au avut noroc. Sondajul. După ce a trecut nestingherit prin Vama Românească, vamei și moldoveni de la Leușteni au decis să facă totuși un control al unui enigmatic tir gol. Deci ia uite, trece tirul gol, ce e în el? Să ne uităm. În cabina șoferului au găsit geanta, 1,6 milioane de euro. Diurna. Da, diurna. 1,6 milioane de euro, mai mult, 20 de colete, bancnote, 20-50 de euro. Nemarcate, înțelegi? Banii au trecut foarte ușor la granița română. Citez, din nou, banii erau trimiși din România și urmau să ajungă Republica Moldova, probabil la o grupare infracțională de acolo, spune sursa respectivă. Organele de control de la Alvița, adică din România, nu au făcut absolut niciun control. Banii erau ascunși, dacă se poate spune ascunși, pentru că erau relativ la vedere, în cabina șoferului de tir, iar camionul era gol. Controlul nici măcar nu era greu de realizat în aceste condiții, mai spune sursa. Ca să parafrazez, una controlăm, alta fumăm. Când vine vorba de contrabandă cu 30 de milioane de euro, în care câți oare să fie implicați pe linia asta? Vamă, poliție de frontieră, CNAIR, ministrul de finanțe, mă rog, nu ministru, cred că nu ministrul de finanțe, nu-i treaba lui, nu vreau să-l apăr neapărat, dar ministerul de finanțe, nu? Că ei coordonează tot ce se întâmplă acolo, ANAF, câți să fie implicați? Șoferul transportului 1,6 milioane de euro, erau banii lui, evident, ducea și el bani în altă parte acolo și nimeni nu zice nimic, e o tăcere, mai zice presa ceva și hai să ne ascundem un pic până trece vigilia. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.